Vă rog, aici în primul rând și apoi în spate am văzut ceva. Bună seara, numele meu este Ciprian Arad, felicitări pentru expunere. Mulțumesc. Cultura europeană, sau mai bine zis, societatea europeană se bazează pe trei piloni. Cultura greacă, dreptul roman și creștinismul. Dacă primele două încă sunt impregnate adânc în sufletul europenilor, care credeți că e soluția ca, nu știu, creștinismul să redevină parte importantă pentru noua generație? Creștinismul, mulțumesc pentru întrebare. Dumneavoastră spuneți, dacă traduc corect întrebarea, dreptul roman încă e prezent în legislație, nu? Nu în legislație, ci în școli. În școli? E de căpătâi. Filozofia se mai predă pe aici, pe acolo? Da. Și creștinismul pare să fie mai atacat decât toate celelalte? Da. Aveți o explicație pentru faptul că este atacat? Din câte am văzut, fiind profesor de meserie, văd că noua generație ia tot ce e mai rău din Occident. Nu ia partea bună a Occidentului. Lipsa creștinismului sau lipsa predării ideologiei creștine în școli. Se face încă în momentul de față o materie religie, dar la un nivel mult prea puțin, în opinia mea. Care credeți că e soluția pentru care creștinismul să redevină o piatră de temelie pentru tinerii noștri? În primul rând să vedem creștinismul nu ca pe o ideologie, ci ca pe un mod de viață. Creștinismul nu este o ideologie între celelalte. Creștinismul este un mod de viață care îți promite libertatea. Dar eu îi întreb pe cei tineri, oare ei au auzit asta la ora de religie? De regulă, creștinismul este confundat. Și nu e vina neapărat a copiilor, aș spune că e mai degrabă a noastră, a adulților. Această responsabilitate de a pune creștinismul în adevărata sa lumină. Noi prezentăm creștinismul ca pe oricare altă religie, care în primul rând include interdicții, nu? Să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia. Și uităm să mai spunem care e scopul acestor instituții normative, cum le numesc filozofii. Care este scopul pentru care avem și legi? Care este scopul pentru care nu facem anumite lucruri? Drogurile. Hai să luăm drogurile. E cineva în această sală care crede că drogurile sunt bune? Pare că nu. Există fani ai acestor. Cel puțin cei sub 17-18 ani la Antold își dau întâlnirile, nu? Și ce se întâmplă la Antold? Rămâne în Antold, adică nespus pe veci, mai ales părinților. Părinții o să fie ultimii care o să afle ce s-a întâmplat la Antold. Nu? Zic bine? Vrea cineva la Antold aici, din sală? Se face Antold anul ăsta? Se face? Când? Vreau să merg și eu, ziceți-mi. Mai sunt bilete? Nu mai sunt. Domn profesor, deci vedeți, oamenii nu vor droguri, dar vor la Antol. Numai că la Antol se dau și droguri pe sub mână. Și sigur că toți cei care merg acolo știu că nu e bine să consume droguri. Totuși unele droguri vor fi la 5 metri disponibile. Ce face poliția locală și alte lucruri nu le discutăm acum. Însă, vedeți ce înseamnă paradoxul vieții, da? Tu știi cu mintea, da? Că drogurile îți fac rău, că îți distrug viața, cum a spus Maradona. Nu? Cel mai mare pitic al fotbalului mondial. Maradona a spus, da, am fost cel mai bun, dar ce? Dar ce sportiv aș fi devenit dacă nu m-aș fi întâlnit cu doamna asta albă, cocaină? În 87, când câștigă cu Napoli, puteți lua loc, eu în general dau răspunsuri lungi, mă scuzați. Dacă vă place sportul, rămâneți în picioare. Însă spun lucrurile astea fiindcă țin de viață, da? Nu de o doctrină oarecare. Maradona, când a câștigat în 87 campionatul Italiei la fotbal, devenind practic un semizeu al întregii peninsule, pentru că a fost singur om în stare într-un campionat, deci într-o competiție care a durat 7-8 luni sau 10 luni maxim, să ducă o echipă care urma să retrogradeze pe cel mai înalt nivel, la cel mai înalt nivel. Și acest Maradona, care venea din Argentina și care nu cunoscuse decât sărăcia acelor favele teribile, cartierele sărace, da?
cred, din Buenos Aires, omul acela care nu pusese mâna pe un dolar până la 15-16 ani, care avea un geniu absolut în materie de tactică, de viziune fotbalistică, acest om, în noaptea în care triumfă cu Napoli, este luat de niște băieți, nu chiar la Antol, dar într-un club. Și acolo îi se dă, în euforia clipei, a momentului, se guste. Și pentru că Maradona era mai mult cu mingea în mână și în picior decât cu Biblia, el a uitat pasajul ăla din Geneză. Când Dumnezeu îl avertizează pe Adam și spune: din toate poți să guști, dar nu din pomul acesta. Ce s-ar fi întâmplat dacă Adam și Eva erau chinezi? Mâncau șarpele, nu? Nici de cum pomul, nici de cum mărul. Deci, nefiind foarte mare studios al teologiei, Maradona intră în acel club, de data asta nu Napoli, ci club de noapte, nu era clubul Marile Cărți, ci era clubul de noapte, și gustă din cocaină. Trage un pic, pune așa pe limbă, câteva grame, până în 100.000 de euro. Nu mai mult. Eu am cunoscut un tip care trafica cocaină, el mi-a spus cum funcționează. Un penticostal, o să vă zic adevărul. Am cunoscut un penticostal din Austria, care era traficant de cocaină, mi-a spus totul, dar nu mai trebuie să gust ca să știu exact despre ce e vorba. Și după ce a luat un prim deget, a mai luat încă unul. Și acolo începe viața de coșmar a celui mai mare fotbalist, din punctul meu de vedere, poate la același nivel cu Pelé. Despre Messi și Ronaldo nu vorbim, nu? Știți, Pobancu cu Messi și Ronaldo, știți, nu? La o conferință de presă la finalul carierei, că văd că Ronaldo nu renunță, dar nici Messi, e banc, da? Un ziarist britanic îl întreabă pe Messi: domnule Leo Messi, de ce credeți că Dumnezeu v-a trimis pe acest pământ? Și el a spus să-l egalez pe Maradona. Și după aia se duce spre Ronaldo și zice: și dumneavoastră, zice, eu n-am trimis pe nimeni pe acest pământ. El se credea deja Dumnezeu, deci nu se mai putea vorbi cu el. Dar spuneam că Ronaldo și Messi sunt într-o altă epocă a sportului, unde motivația financiară îi face să nu atingă aceste substanțe, însă acest mare sportiv a atins substanța. Așa se întâmplă cu unii tineri care astăzi la conferința asta spun: drogurile sunt rele, ajung în euforia clipei la Untold și gustă o singură dată. Și chimia și fiziologia lor se modifică, se alterează teribil, creierul lor are de suferit și viața lor nu mai este acea lumină și strălucire care ar fi putut fi. Dumnezeu, creștinismul, nu e despre interdicții, e o invitație la libertate. Dar tu nu poți fi liber într-o lume a adicțiilor. Tu nu poți fi liber dacă ai această obsesie compulsivă de a privi imagini pornografice, de a gusta din cocaină sau chiar și de a fuma marihuana. Nu poți fi liber dacă ești atașat de ură. Nu poți fi liber dacă nu poți ierta. Creștinismul este o imensă lecție a libertății. Opusul păcatului, spunea Kierkegaard, citat de către Nicolae Steinhardt, nu este virtutea, ci libertatea. Apostolul Pavel către Galateni spune clar: ați fost chemați la libertate, dar nu la libertinaj. Ce este libertatea fără responsabilitate? Tocmai un delir al voinței și al imaginației. Ori noi trebuie să ne supunem, înainte de a fi cu adevărat liberi, unei discipline. Dar o disciplină care te transformă, care te șlefuiește. Gândiți-vă că a fi discipol și a fi disciplinat înseamnă de fapt același lucru. Cine este discipolul lui Hristos este în acest sens disciplinat. Dar nu o face de frică, pentru că acolo unde este iubire nu mai este frică. Toată lumea știe asta. Când îți iubești cu adevărat părinții, îi asculți nu pentru că te așteaptă cu parul acasă, ci pentru că ai văzut jertfa lor. Ai văzut cât costă pentru ei în termen de timp, de efort și chiar și de bani, să te trimită pe tine într-o vacanță.
Ai văzut ce înseamnă pentru părinții tăi să plătească chiar și niște meditații? Prin urmare, nu-ți vei bate joc de sudoarea frunților. Din ce pornește acest gând? Din dragoste. Creștinismul este despre libertate și este despre dragoste. Dar noi nu prezentăm creștinismul în acești termeni. Ci uneori, iertați-mă, poate îl prezentăm ca pe o ideologie rigidă, gvazi totalitară, în care cineva hotărăște și ceilalți toți ascultă pentru că n-au cealaltă opțiune. Nu zice că Eva l-ar fi întrebat pe Adam: Adame, mă iubești? Ce a zis Adam? Am încotro. N-avea opțiuni săracul Adam. Încă nu intrase în logica competiției, a capitalismului, nu? Despre eros și capitalism vorbim mâine, vă reamintesc, de la ora 18. Mai sunt 3 locuri disponibile, în primul rând. La Zalău. V-a furat titlul, dar nu și inima. Aici rezistența spirituală în șimleul Silvaniei e foarte puternică. Deci cred că suntem, ca să fiu mai concis, răspunzători noi, adulții, de modul în care prezentăm creștinismul copiilor. Odată ce prezinți adevărata imagine a creștinismului și a lui Hristos, atunci ei vor putea să răspundă la această chemare. Asta cred eu și vă mulțumesc. Altă întrebare? Asta nu mă face ministru. Părinte, în rândul 2, vă rog. Bună seara, domnule Neamțu. Bună seara tuturor. Ați încheiat așa apoteotic vorbind despre visul românesc. Și anume că să ne năzuim la visul nostru românesc. Cea mai mare dezamăgire a noastră, românilor, astăzi este faptul că ne-am pierdut demnitatea. România nu mai are demnitate. Acel române să fii mândru sau mândria de a fi român a apus. Oricât am fi noi de cu emfază, cântăm sărbători naționale, există o mare dezamăgire la nivelul omului de jos, la firul ierbii, cum îmi place mie să spun. Am trăit în cei 33 de ani de libertate foarte multe dezamăgiri. Ne-am pus încrederea și într-un partid și în altul și am ajuns acum să vedem, în timpul acesta pe care îl trăim, că România aproape că nu mai contează. Și întrebarea mea se conturează în această direcție, și anume, când va reveni meritocrația pe agenda politicului? Când va veni cineva cu adevărat care va iubi țara aceasta și va reda demnitatea? Când oamenii vor ajunge să vadă, nu știu, într-un om, într-un bărbat, așa cum a fost Constantin, un om care să preia frâiele acestei țări și să poată răzbi, să le dea din nou demnitatea și mândria acestui popor. Pentru că într-o societate în care vorbim tot mai des despre statul paralel, în care ni se spune întotdeauna că votul tău nu mai contează, că oricum ești înșelat și că orice alegere sau orice votare este aproape pe degeaba, sincer mă întreb, așa cum se întreabă foarte mulți, când, sau dacă știți, cel puțin la centru, în capitală, că există oameni care cu adevărat vor să facă cu adevărat o revoluție pentru țara aceasta. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! Vă simt durerea, vă simt dezamăgirea și vine să împărtășesc. Doar că suntem obligați, creștini fiind, să ne reamintim și de virtutea speranței. E o virtute. Deznădejdea este aducătoare de moarte. Nu lăsați deznădejdea să vă copleșească, oricât v-ar fi de greu. Și asta nu pentru că imediat țin să ne comparăm pe noi, românii, cu cei care suferă astăzi sub loviturile de obuze. Deși e o comparație inevitabilă, sunt vecinii noștri. Cu toți o ducem mult mai bine decât
orice familie care astăzi fuge din Kiev sau din Odessa și caută un loc, un adăpost. Trebuie deci să fim recunoscători, aș spune count your blessings, cum spune englezii. Numărați-vă și binecuvântările, nu doar dezamăgirile. În general, dezamăgirile sunt create și de oameni în care am pus prea multă încredere. Eu unul vreau să vă restitui un tablou un pic mai optimist, dacă nu vă supărați, dacă nu vă deranjează. Și anume să vă spun că țara asta, în pofida acestor elemente foarte bine și foarte corect precizate de dumneavoastră, această pseudo-democrație pilotată de forțe obscure pe care nu prea le vedem, dar care sunt, nu, forțele oculte și inculte, aș zice eu, într-un rezumat. Aceste realități mă deranjează și pe mine. Mă întristează că noi vorbim despre plagiat la nivelul guvernului, când e atât de simplu să găsești oameni care nu au plagiat, de pildă. Iertați că spun lucrul ăsta și nu am nici o tentă politicianistă în seara asta. Doar spun la modul generic, da? Luați și disputa mea de acum 10 ani cu oameni care au condus guvernul și veți înțelege de ce spun asta. O spun din convingere, nu din oportunism. E trist că în țara asta, în care avem profesori, în care avem și studenți buni și doctori în toată regula, suntem obligați uneori să promovăm non-valori. Dar țara asta, în pofida politicienilor, vorba lui Pepe Carp, România are atâta noroc încât nici politicienii nu pot să-l împiedice sau să o împiedice de la triumfa. Românii, spuneam, în ultimii 30 de ani au reușit câteva performanțe, pot să vi le zic. O să ziceți, nu mă consolează cifrele, dar totuși vi le dau. Produsul intern brut al României astăzi depășește produsul intern brut al Ungariei, al Bulgariei, al Serbiei, al Republicii Moldova și al Ucrainei. Cu alte cuvinte, suntem mai bogați decât toți vecinii noștri. Polonia nu este țară vecină, din păcate, cu noi. Și curând îi vom depăși pe portughezi și pe greci. Eu cred că România în următorii 10 ani va fi mult mai bogată decât Portugalia și decât Grecia. Eu cred că în România se vor întoarce foarte mulți oameni. Dar nu pentru că sunt profet, nu cred că acum sunt ca profetul Ioil, care are o viziune și vă descrie în detaliu ceea ce se va întâmpla, dar știu sigur că mulți români se vor întoarce pentru că salariile au crescut, pentru că oportunitățile în România din toate punctele de vedere sunt mai convingătoare astăzi decât acum 20 de ani când i-au plecat. E clar, e limpede, da? Deci România nu este astăzi ceea ce era acum 25 de ani. Se caută oameni, se plătesc de pildă electricieni mai bine uneori în România decât în Italia, lucrurile astea sunt verificate și evidente. Produsul intern brut reflectă o productivitate, românii muncesc. Sigur, nu-mi convine că sunt și taxați pe deasupra sau că sunt atâtea poveri fiscale pe umerii antreprenorilor. Problema, cred că, a României nu este în zona economică. Deci, din punct de vedere economic, încet, încet ne mișcăm. Am uitat să văd ce se întâmplă. În jur, se lucrează, am văzut. Drumuri județene, se refac. Am văzut autostrăzi în Transilvania, le aveți. Vorbiți cu moldovenii, să vedeți ce durere au ei. România a evoluat. Noastră nu știți cum arăta țara asta acum 100 de ani. Românii trăiau în bordee. Bordeiaș, bordei, bordei. E un cântec care s-a născut la margine de bordei. Unde s-o să fi născut? Nu într-o vilă. Astăzi românii au o casă, două chiar. Românii au o mașină, două mașini. Dar uite să mai zică, știți ce să zică? Mulțumesc ție, Doamne. Slavă ție, sunt sănătos. Sunt teafăr. Am două mâini, am două picioare. De ce mă văicăresc? Văicăreala a ajuns o boală, un sport național. Nu prea avem motive, sincer, comparați cu ceilalți să ne văicărim. Da, România trebuie să fie unde este Polonia astăzi. România ar fi meritat să fie lider regional. România, dacă ar fi avut altfel de președinți, probabil că ar fi proiectat această influență. Pentru că noi suntem așezați într-un mod absolut providențial, într-un punct critic pentru noua arhitectură de securitate a lumii. Noi avem șansa incredibilă ca țară să fi gustat
aproape, să nu exagerez, 75 de ani din pace. Din pace aceasta care e un dar de la Dumnezeu. Și datorită Uniunii Europene. Dar și datorită circumstanțelor. Deci România n-a mai fost lovită de un război de 75 de ani. Puteți să-mi spuneți cum se întâmpla pe vremea lui Constantin Brâncoveanu sau a lui Vasile Lupu sau pe vremea lui Ștefan sau pe vremea lui Petru Rareș? Câte bătălii a dat Ștefan? Răspunsul e simplu. Câte mănăstiri a făcut? Ziceți. 42, 47, nu se știe exact. Păi vă spun că 42 de bătălii înseamnă 42 de războaie sau mini-războaie. Da? Deci noi suntem mult mai binecuvântați și trebuie să mulțumim mai mult pentru ceea ce avem. În primul rând, pace. În al doilea rând, o anumită libertate. A, sunt eu de vină că în 2020 30% din români s-au dus la alegeri? Nu sunt de vină. Eu m-am dus. Sigur că li s-a indus mesajul, votul tău nu contează. Arată astăzi, iertați-mă, o spun direct, Șimleul Silvaniei cu un primar de 27 de ani, altfel decât arăta acum 30 de ani, categoric. Sfințește omul locul în care se întâmplă să muncească, absolut. Uitați-vă, iertați-mă, din nou revin în zona asta noastră, uitați-vă la Bihor, uitați-vă la Oradea. Nu fac un cult din nimeni și această conferință nu este sponsorizată de Consiliul Județean Bihor. Și nici de domnul Bolojan în particular. Hai să fim prezenți la adunările Consiliului Local. Zic bine, domn primar? La Consiliul Local m-am întâlnit cu doamna primar Clotilde Armand la biserică. Și a zis, domnul Neamțu, de ce nu veniți la Consiliul, la adunările Consiliului Județean, la Consiliul Local, sectorul 1? Și avea dreptate. Eu n-am fost la nicio adunare a Consiliului Local din sectorul 1, deși trăiesc în sectorul 1. O greșeală din partea mea. De ce tot scrieți pe Facebook când puteți să dezbateți și să convingeți consilierii să voteze într-un fel sau altul? Deci noi trebuie să fim schimbarea pe care o așteptăm de la alții. Fii tu liderul din viața ta. Și apoi, încet, încet, nu? Lucrurile se vor schimba. Vă zic o poveste despre un lider care avea toate scuzele din lume să nu facă nimic. Se numea Tereza. S-a născut în Albania. Cea mai săracă țară a Europei. Și ce credeți? S-a uitat pe hartă și a găsit o țară și mai săracă. Se numea? India. Și Tereza din Calcuta de data asta s-a dus în India și ce a găsit? Copii leproși. Copii bolnavi. Teribil, nu? Și a avut inițiativa aceasta de a le alina suferința. Și a luat un copil astăzi într-un orfelinat, mâine altul și așa mai departe. Și a făcut asta 50 de ani. Nimeni n-a băgat-o în seamă. La un moment dat Vaticanul s-a prins că e ceva deosebit și au adus jurnaliști. Și a venit un jurnalist american și a spus, Maica Tereza, ce faci tu? Eu n-aș putea face nici pentru un milion de dolari. La care ea a zis, nici eu. Pentru un milion de dolari n-aș face ce fac. Fac din credință, fac din dragoste, dar banii nu sunt destui. Și o să vă spun ceva care nu se găsește nicio istorie acestei maici, pentru că o știu de la un prieten care trăiește în Londra, care e foarte bogat. Bogații, probabil că știți mai bine decât mine, în Londra, eu student fiind n-am pășit niciodată în Harrods, se duc la magazinul ăsta, Harrods se numește, și își cumpără haine. Probabil că o pijama acolo costă 5.000 de lire. Nu e o exagerare. Și Maica Tereza, cine o fi trimis-o, nu știu, poate Duhul Sfânt, intră în Harrods, nu la H&M. Oare de ce? Oare de ce trebuie să stai de vorbă și cu bogații? Pentru că Hristos a vorbit cu toți, nu doar cu săraci. A zis, pe săraci aveți întotdeauna cu voi. Și a intrat în magazin, a luat hăinuțe pentru copii și s-a așezat la rând. Da, sunt pe rândul 4, nota mea preferată nu este, este voi tipul de 4, 10 plus. Sunt dintre cei care cred în visul românesc. Și seara aceasta mi-a confirmat încă o dată că merită să cred în acest vis. Vă mulțumesc și consider că este un mare plus în viața mea și a celor prezenți în sală.
mesajul dumneavoastră. N-ai cum să nu crezi în visul românesc și în visul acestui mic și mleu în care, așa cum a spus, tinerii, un oraș nu mic pentru visele mari ale tinerilor noștri, în care ne ancorăm speranțele. Perspectiva mea din acest punct este dumneavoastră în față și mleu în spate și nu și mleu oarecare, pentru că turlele bisericilor sunt cele care ne dau această speranță a cerescului, a spiritualității, a Dumnezeirii. Și pentru că în stânga mea, de la Dostoevski, Eminescu și spre înviere, citesc literele mari, marile cărți, sprijinite pe acești mari piloni ai culturii universale, am o întrebare simplă, aceea unei dascări. Vă rog să ne recomandați aici, nouă, foștilor mele, actualilor, nouă, celor mai în vârstă, câteva cărți, cât să le număr pe aceste degete, cărți după care Iisus Hristos să învieze. Adică acele scripturi, dincolo de Sfânta Scriptură, după care Hristos să învie în sufletele tinerilor noștri pe care ne străduim să-i formăm. Adică, a treia zi, după Scripturi, Hristos să învie în sufletele noastre. Ce frumos! Acel raft mic de cărți aș vrea să îl prezentați astăzi aici, să ne dați link-ul. Mulțumesc tare mult! Doamna profesoară, cum vă numiți? Nu Elena, Angela. Angela! Frumos, frumos! Doamna profesoară Angela mi-a pus o întrebare grea și simplă în același timp. E foarte ușor să faci o listă, nu cred în liste însă paușale pentru toți. Cred că fiecare are o chemare și o vârstă. Fiecare... Nicolae Steinhardt este, din punctul meu de vedere, o conștiință universală, care însă a fost fecundată de întâlnirea cu ortodoxie românească și în același timp ecumenică, prin deschiderea ei față de celelalte biserici și culte. Omul acesta s-a născut într-o mahala. Pantelimon era o mahala, acum este un cartier. Era o mahala a Bucureștiului în care tatălui avea o întreprindere, o fabrică. Tatălui nu era oricine. Fusese coleg de clasă cu Albert Einstein la Institutul Politehnic din Zürich. Mama lui era direct legată de familia lui Sigmund Freud. Acum, că tata și mama îți vorbesc la masă despre Freud și despre Einstein, probabil că o educație cât de cât vei primi. Și educația asta cosmopolită pe care o primește Steinhardt nu îl împiedică pe acest om să admire operele lui Caragiale, să-l citească pe Eliade în chip furibund. Și când s-a întâmplat să fie arestat, pentru ce a fost arestat? Știți pentru ce a fost arestat Steinhardt? Știe cineva? Pentru că a discutat despre revolta de la Budapesta din 56 cu prietenul său Alexandru Paleologu. Au fost arestați pentru că au vorbit despre un eveniment petrecut în Ungaria și pentru că au citit cărțile lui Cioran și Eliade. Și în această închisoare prin care el trece la Jilava, din apă viermănoasă și Duh Sfânt, el se naște la această conștiință creștină a universalității Evangheliei și ieșind din închisoare, după ce este bătut sistematic ca să-și trădeze confrații, ceea ce el nu face, Steinhardt scrie o carte. Carte explozivă. Carte publicată la noi în 500.000 de exemplare, Jurnalul Fericirii, tradusă în multe limbi, care pe mine m-a convertit la creștinism. De asta am început cu ea. Eu nu eram un creștin practicant. Eu în 1993 am citit această carte și am hotărât să merg prima oară la biserică, după ce am citit această carte. Această carte vorbește despre experiența întâlnirii cu lumina
necreată, cu Dumnezeu, în Euharistie și în botez, dar în același timp vorbește despre toată cultura, superba cultură europeană pe care am încercat eu doar foarte pe scurt să o schițez. Steinhardt, Jurnalul Fericirii. A doua carte, Pascal, cugetările. Pascal este un geniu al științei. Cine vă spune dumneavoastră că nu poți fi inteligent și credincios, nu știe ce spune. Pascal a fost un geniu absolut al matematicii și al fizicii, cu demonstrații făcute la 12 ani pe teoremele lui Euclid, cu teze despre volumetrie, care sunt utile și astăzi în arhitectură, cu, atenție, invenția primului calculator. Pascalina s-a numit. Nu știu dacă știați. Primul instrument de computație pentru contabilitate a fost inventat de Blaise Pascal, care moare la 36 de ani. La 36 de ani! Și ne lasă nouă această mărturie a întâlnirii cu Dumnezeu, după ce a avut într-o noapte o întâlnire cu Dumnezeu și a scris rapid pe un testament experiența, a pus o mânecă a hainei lui. Și experiența memorialului Pascal așa sună: foc, 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 părintele duhovnic, și continuă: Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac, al lui Iacob, nu Dumnezeul filozofilor. Și încearcă să ne restituie nouă, să ne relateze nouă această experiență. Pascal, Blaise Pascal, un geniu absolut al Europei, trebuie citit măcar în fragmente de către noi. Deci un evreu, da? creștinat, într-o închisoare românească, convertit la ortodoxie și devenit părintele de la Rohia, Nicolae Steinhardt, apoi un catolic, iată, vorbeam despre Blaise Pascal, C.S. Lewis, un protestant, eram obligat să spun și asta, care a scris o carte fabuloasă și simplă, Mere Christianity, creștinismul redus la esență, nu la batic, și pe lângă aceste trei cărți, vreau să mă duc spre antichitate. Vă recomand din toată inima, dacă sunteți tineri, neliniștiți și simțiți unor că, iertați-mă, hormonul bate neuronul, citiți, vă rog, Confesiunile lui Augustin. Confesiunile lui Augustin sunt cea mai sinceră operă literară, sau reprezintă, sau ne livrează nouă, cea mai sinceră mărturisire a unui om care putea să devină lider politic, putea să devină senator și care în același timp, pentru că era foarte sincer cu el, a spus tot adevărul despre rătăcirile sale, sfârșind, nu-i așa, într-o zi providențială, sfârșind într-o rugăciune rostită în genunchi ca urmare a unei revelații. Știți foarte bine, a auzit un glas de copil care a spus: tole, tole, lege. Și în clipa aceea s-a uitat pe masă să vadă ce are. Era într-o grădină din nordul Italiei, lângă Milano. Casiacicum se numește localitatea. A deschis cartea, a căzut pe un pasaj din Romani, cred că capitolul 10. Nu în beții, nu în desfrânări să trăiți. Și acest pasaj l-a convertit și s-a predat lui Dumnezeu. Augustin din Hipona, a patra carte. Și fiindcă sunt răsăritean, și pentru că mărturisesc că mă fascinează foarte mult operele Sfinților Părinți de limbă greacă, sunt aici la o mare cumpănă, dar în teza mea de doctorat pe care o găsiți în limba engleză, fiindcă n-am apucat încă să o traduc, sau de fapt s-a tradus, dar nu s-a tipărit încă, urmează, sper, cât de curând, în teza mea de doctorat analizez viața Sfântului Antonie de Atanasie cel Mare. Și Atanasie, care a scris de altfel și o carte fabuloasă de dogmatică, de incarnațiune, despre întruparea Verbului, a scris și o biografie a lui Antonie, care mi se pare cu adevărat extraordinară, fiindcă ea restituie o frescă a unei lumi pe care astăzi nici nu ne-o imaginăm. Gândiți-vă că astăzi sunt miliardari care plătesc sume colosale să stea de vorbă cu un guru. Gândiți-vă că sunt oameni care astăzi, și știu despre ce vorbesc, Anthony Robbins are o casă în Florida, un prieten de-a meu i-a refăcut interiorul casei. Și mi-a spus: Mihai, o casă de 50 de milioane de euro. Nu am o problemă că e o casă de 50 de milioane de euro.
Dar gândiți-vă că acest Anthony Robbins, care este un mare guru pentru foarte mulți oameni de afaceri, se duce pentru a se, nu știu, limpezi, pentru a se purifica, se duce în Nepal, se duce în Himalaya. Pe vremuri, oamenii se duceau să caute un sfânt. Nu să se caute pe sine, ci să-L caute pe Dumnezeu, eventual reflectat în strălucirea imaginii unui sfânt. Și acest sfânt, de pildă, Antonie, avea o față luminoasă. Și vestea s-a dus atât de departe încât unii senatori romani, unii membri ai senatului din Roma, luau barca, luau vaporul, treceau Mediterana, ajungeau în Alexandria, coborau pe Nil în jos ca să-l întâlnească pe acest Antonie. A fost un personaj viu, în carne și oase, a trăit 103 ani. A ținut o dietă vegan și a fost proba clară că oamenii care l-au întâlnit pe Dumnezeu își pot schimba viața și pot să transforme mii și mii de alți oameni în jurul lor. Viața Sfântului Antonie este a cincea carte pe care vă recomand, vă mulțumesc. Intrăm și în postul mare și foarte util. Alte întrebări și promit să fiu și mai succint. Să mai luăm două întrebări maximum și apoi trecem la autografe. Vă rog, Cristi, în față. Aici avem un microfon. Bună seara, Cristian Duracheș, sunt de la Alianța Părinților Sălaj. Domnule Neamțu, așa cum și dumneavoastră și noi avem o dorință de a schimba ceva. Această dorință de a schimba ceva, bineînțeles că a venit în urma identificării că ori noi, ori ceva este greșit. Și știm că orice schimbare, prima dată începe cu noi înșine. Acest proces de metanoia, de schimbarea minții, are un prim pas, identificarea a ceea ce este greșit. Cum vedeți dumneavoastră, sau care este proiectul dumneavoastră și Asociației Mare de Cărți în acest proces de metanoia colectivă a României? Da, ea trebuie să fie o metanoia individuală până devine colectivă. Eu sunt un banal cărturar și fariseu care caută și el să dibuiască în această viață drumul către lumină. Am întâlnit oameni ai lui Dumnezeu, v-am spus ce au însemnat ei pentru mine, am întâlnit sfinți, am întâlnit genii, am întâlnit și eroi și cred că din această sinteză pe care am încercat să o ofer și în această seară, fiecare trebuie să ia ce este mai potrivit pentru el. Hristos, evident, ca Logos al creației, pentru mine reprezintă răspunsul la toate întrebările. Dar nu într-un mod dogmatic, nu într-un mod rigid, nu într-un mod care să semene cu teologia de manual pe care multe secole, chiar Biserica Catolică, a cam îmbrățișat-o. Cred mult mai mult decât în manual, cred în întâlnirea personală. Aici fiecare trebuie să aleagă, dacă vrea sau nu să se întâlnească el cu Hristos. E simplu să te întâlnești cu Hristos. Eu stau la ușă și bat. E foarte simplu dacă deschizi sau nu ușa. Și să nu credem că dacă am deschis acum 10 ani, 15 ani, acum gata, e destul. Nu, nu e niciodată destul. Pentru că drumul acesta al cunoașterii despre care, spirituală, despre care vorbiți, e un drum fără sfârșit, e un drum infinit. Dumnezeu însuși este infinit. Și atunci cred că fiecare trebuie să caute, să adâncească această taină. Vestea bună pe care vă dau, și sper ca unii prieteni să răsufle ușurați aici, este că poți fi cu Hristos și în același timp poți fi și în lume. Dar nu neapărat cu lumea, ci în lume, ca un soi de făclie care caută să aducă peste tot lumina. Deci, am dat câteva exemple în această seară de figuri ale creștinismului istoric, universal, care au schimbat fața pământului, a Europei, și aș putea să continui până la miezul nopții, dar nu cred că nu se cade după două ceasuri. Mai aveți și dumneavoastră presiuni, mai aveți
și dumneavoastră obligații și trebuie să mergem cu toții și acasă. Dar, foarte, foarte pe scurt, vă mai dau un singur exemplu. Aș putea să vă dau nenumărate exemple de creștini care, întâlnindu-L pe Hristos, în cuvântul Său, în Scriptură, apoi în rugăciune, apoi în cosmos, pentru că și cosmosul, adică lumea aceasta creată, vorbește despre slava lui Dumnezeu, au hotărât să schimbe ceva în societate. William Wilberforce stătea foarte des în pub-urile din Cambridge cu prietenii de vorbă până pica lat din pricina alcoolului și la un moment dat, la 26-27 de ani, a zis: asta nu e viața pe care vreau să o trăiesc. Și ascultând imnele lui Charles Wesley, care poate știți, era îndrăgostit de Efrem Siru, adică era cu totul îndatorat tradiției bizantine și patristice siriace de data asta, și ăsta era metodist. Când am zis Charles Wesley, la asta m-a referit. Marea tradiție care ne-a dat și imnul Amazing Grace. E bine, când William Wilberforce, prieten cu premierul Marii Britanii de atunci, care avea 24 de ani, deci domnul primar, ce faceți cu viața noastră? La 24 de ani unii erau deja în cea mai înaltă funcție, nu? În statul britanic. Premierul în Marea Britanie este mai puternic probabil decât premierul în România. La ei nu există rotativă. William Wilberforce, prieten cu William Pitt the Younger, contemporan cu Edmund Burke și cu Revoluția franceză. Deci, cred că știți, tot ce vă zic eu e adevărat. I'm not making it up, nu? Acest William Wilberforce, dezgustat de viața vană, lipsită de sens pe care o trăiește, spune: Doamne, dă-mi un țel, dă-mi un scop în viață. Și știți ce hotărăște? Să pună umărul la abolirea sclaviei. Vă dați seama ce înseamnă să eliberezi 12 milioane de oameni din sclavie? El asta face și pune o lege în Parlament pentru care se bate. S-a și făcut filmul, cred că îl știți, Amazing Grace. E un film extraordinar despre cum un om politic creștin schimbă fața întregului pământ. Câteva decenii mai târziu, americanii au intrat într-un război civil care a lămurit chestiunea, iar noi românii am început să aducem recompense inclusiv pentru comunitatea de romi și alte comunități, pentru că n-am mai tolerat șerbia sau sclavia de niciun fel. Prin urmare, oamenii politici care cred în Dumnezeu se pot implica și trebuie chiar să se implice în politică. Ce face Marile Cărți? Marile Cărți este o comunitate unde vă puteți înscrie oricând. Unii puteți sta o lună, alții stați 6, alții stau 12, alții stau 2 ani și învață oratorie, învață să citească acești clasici despre care v-am vorbit fără să vă intimideze, sper, numele acesta pe care vi l-am dat. Am petrecut 3 luni citind Dostoevski, frații Karamazov și nu ne-am plictisit. Și o să vedeți mâine de ce, nu trebuie să te plictisești niciodată. Și cred că spațiul de formare pe care noi îl oferim, care este apolitic, care nu discriminează între baptiști și ortodoxi, între penticostali și greco-catolici și cu atât mai puțin între PMP-iști și peneliști, între PSD-iști și auriști. Noi nu cunoaștem aceste distincții, ele oricum sunt etichete. Eu vă tot spun mereu, dacă mă mai auziți, nu, etichetele sunt pentru borcane, nu pentru oameni. Vreți să repet? Etichetele sunt pentru borcane, nu pentru oameni. Unu, oamenii au dreptul să se schimbe, să evolueze, și cine nu se evaluează, nu evoluează. Și al doilea lucru, tu nu poți să guști mierea aceea doar citind eticheta. Poți să scrie miere de salcâm, dacă nu desfaci borcanul, nu bagi degetul sau nu iei cu lingurița puțină miere, nu o să știi. Eu sper să gust și șampania, Silvania, în seara asta. Eu sper asta. Nu știu dacă domnul primar e pregătit și sper că e pusă la rece. Dar nu poți doar citind eticheta șampaniei să știi dacă e bună sau rea. Deci trebuie să gustați și vedeți. Eu mă iertați, citesc și textul din Psalmul 103, că vinul veselește inima omului sau șampania, nu știu cum s-a tradus în Cornilescu, putem să zicem că și șampania veselește inima omului, nu? Deci, cu măsură, trebuie să guști. Neamțul, băsist, e o etichetă. Nu știu, înțeleg de ce o aplică unii. Nu știu dacă cineva
a înțeles un lucru despre mine reducându-mă la această etichetă. Probabil că nu. Dar oamenii pun etichete și din cauza acestor etichete nu înțeleg taina persoanei. Iar noi nu mai punem etichete. La Clubul Marile Cărți noi nu punem etichete. Eu am vrut, intenționat m-am gândit la proiectul ăsta după anul 2020, să creăm o comunitate și uitați-vă la dumneavoastră cum sunteți. Eu nu cred că l-ați întrebat pe vecinul, ești PSD-ist sau PMP-ist sau aurist sau penelist. Sunt pensionară și desigur îmi vine greu să vorbesc după profesori, după preoți, dar și n-aș vrea să credeți că vă flatez lăudându-vă, dar spun cu sinceritate că pentru mine ați fost o binecuvântare că ați fost la Șmleu Silvanie. Mulțumesc! Creștinism. Și pentru că mulți dintre noi suntem creștini, oare practicăm creștinismul? Și dacă în școli nu se face religie, în familie, bunici, părinți, străbunici, eu sunt și bunică și străbunică. Două felicitări, un rând de aplauze pentru asta. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să vorbim, să le arătăm copiilor calea pe care trebuie să urmeze și când vor îmbătrâni nu se vor abate de la ea. Și oare care este calea cea mai importantă? Să învățăm să fim oameni. Oare ce înseamnă să fii om? În orice situație a fi om înseamnă să ai bun simț. Și bunul simț vine de la Duhul Sfânt. Și eu vă spun sincer că împreună cu nepoții mei, citim din Cuvântul Domnului și dimineața citim din meditații și apoi mergem la cuvânt și împreună cu ei am o nepoțică care întotdeauna dă năvară la rugăciune. Și mă bucură faptul acesta că... Ce frumos! În Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să facem numai binele și să nu fim pesimiști, pentru că viața noastră, Dumnezeu ne-a dăruit-o ca cel mai mare dar și preț. Și de aceea și noi trebuie să o prețuim, slăvindu-L pe Dumnezeu în fiecare zi. Ce frumos! Și vă mulțumesc, nu vă pun nicio întrebare, din nou vreau să vă mulțumesc că ați venit la Șmleu Silvanie. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, nu mai e nimic de adăugat. Dacă îmi permiteți, în numele editurii, fiindcă n-am venit singur, o să spun foarte rapid despre ce ar fi vorba când discutăm și despre un program de formare. Și mă bucur că formarea, apropo, în cazul acesta, formarea spirituală, include practica, nu doar vorba, practica rugăciunii, poate postul, iată că vine postul și ne cheamă biserica să ne pregătim pentru Marea Sărbătoare a Paștelui. Să vă spun câteva lucruri, poate că nu am spus nimic despre aceste cărți. În primul rând, încep cu cartea care se datorează mai ales prietenului meu, Adrian Papahagi, profesor, fiindcă nu-i de față, o să spun mai repede despre el câte ceva convingător. Vorbitor, probabil de 10 limbi străine, vrei să-l ai ca un ghid bun, dacă mergi la Roma, dacă mergi la Londra, dacă mergi la Berlin, nu te pierzi în niciun muzeu erudit, care a acceptat o provocare să facem dialoguri despre Biblie. Această carte, apropo, avem și o promoție, două cărți, a treia gratis, vorbiți cu colegii și veți vedea despre ce e vorba. Această carte e o carte, zic eu, bună pentru intrarea noastră în post, fiindcă ea tâlcuiește pasajele cheie ale Bibliei într-un limbaj contemporan și accesibil. Despre asta vorbim. Exilat în România este o carte mai degrabă polemică, în care confrunt toate miturile stângii, discursul împotriva ordinii firii și a omeniei, despre care distinsa doamnă ne-a vorbit, a fi om e lucru mare. Aici, în 7 ani în Occident, spun povestea formării mele intelectuale la Londra, la King's College Londra, unde am petrecut 3 ani și mai ales la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Essex. Am stat câteva veri acolo și cineva mi-a spus că nu am devenit călugăr, că nu păcătuisem destul. Acum, după politica făcută, cred că mă pot călugări de 3 ori. Între timp am mai scos și o altă carte, Republica Literelor, care este o colecție de recenzii
și o întâmpinare făcută multor autori contemporani, inclusiv Roger Scruton. Asta e cartea de filozofie politică care mă definește cel mai bine. Asta e o carte serioasă. Asta e scrisă la Library of Congress, unde am comandat toate cărțile lui Nicolae Iorga. Am fost șocat. Biblioteca din Washington DC, fondată de Thomas Jefferson, președintele Statelor Unite. V-am mai spus despre Carol. Carol, când a venit în România, a văzut că ne lipsesc multe, în primul rând, bibliotecile. Și culmea, prima bibliotecă bombardată în 22 decembrie 89 a fost Biblioteca Centrală Universitară, făcută de Carol. El a pus acolo 60.000 de volume, Carol, pentru studenți. Era gratuit accesul în centrul Bucureștiului. În 1883, pe vremea lui Eminescu, te duceai la Biblioteca Centrală Universitară, te întâlneai cu Eminescu, cu Slavici, îi salutai și după aia citeai manuscrise gratis. Și această Bibliotecă Centrală Universitară, făcută în București de Carol, 60.000 de volume la București, 30.000 de volume la Peleș, este după modelul instalat, propus și acceptat la Washington de Thomas Jefferson, care era al treilea președinte al Statelor Unite, care era un lider de 33 de ani, domnule primar, 33 de ani, în timpul Revoluției Americane. Și el, când a murit, a zis: vreau să donez biblioteca mea Congresului. Și acest Library of Congress este locul unde eu am scris această carte. Mai sunt doar 3 exemplare. Și am fost șocat de 2 lucruri. Am comandat toate cărțile lui Nicolae Iorga și erau 1100 de titluri. Nu ați să înțelegeți ce fac ăia. Americanii aia. Ne-au luat din fiecare titlu al lui Nicolae Iorga un exemplar și l-au dus în America. Și le găsești pe toate. Am comandat toate cărțile lui Andrei Pleșu, că am scris și despre Andrei Pleșu. Mi-au venit toate cărțile, am fost șocat. De ce poate să aibă America în termen de istorie culturală românească? Tot! Cred că și Mihai Neamțu este astăzi la Library și nu glumesc, nu? Știți că am scris o carte, dar n-am adus-o cu mine, fenomenul Trump? N-am mai adus-o cu mine. Îl las pe Trump să scrie carte despre fenomenul Neamțu, dar mai am o carte, Iisus la Nicea. Aceasta este interpretarea pe care o ofer crezului despre care am vorbit. Crezul, formulat în 325, este interpretat și la finalul cărții găsiți, și nu mai găsiți decât într-un volum obscur al lui Gala Galaction chestia asta, găsiți citatul în greacă, în română și în latină al fiecărui pasaj din Biblie cu trimitere la crez. Deci, practic, un comentariu de 60 de pagini la crez în citate biblice, pe lângă contextul istoric. Aveți și Creștinul în cetate de Adrian Papahagi, un manual de supraviețuire într-o lume babilonică și cacofonică. Visul României Mari, unde vedeți, cred că foarte bine, conturul Bucovinei de Nord și al Basarabiei, este o carte pe care am scris-o la centenar, unde îl evoc pe Iancu Flondor, unul dintre ctitorii acestei uniri a Bucovinei de Nord cu țara mamă, din păcate la Storojineț, acum în Ucraina. Iertați-mă, respectul pentru români este din ce în ce mai mic. A fost o bucurie, o onoare, o încântare să vă cunosc, să vă aud, să vă văd. A fost puțin cam lung, dar vorba lui Pascal într-o scrisoare către Jacqueline, sora lui: n-am avut suficient de mult timp să pregătesc o conferință scurtă. Așa că vă mulțumesc și vă doresc o seară binecuvântată. Dacă sunteți interesați. Mulțumim!